simți? Bună seara la toată lumea care m-a susținut aici. Cum să mă simt? Un pic obosit, dar e bine. Deci, meciul a decurs așa cum am vrut eu, chiar dacă am să-i dau cheia, dar... Na, asta este. Nu poți să dai de totdeauna cheia. Am observat că ai avut în primele două reprize reținere. Ai vrut să te păstrezi pentru ultima repriză? Nu, n-am vrut să mă... M-am încălzit poate mai greu și de aia așa... Na, asta este. La un moment dat ți-a intrat o directă foarte bine. Te așteptai să-ți intre? După, mi-așteptam să intre mai multe, dar n-a intrat, nu. Și el foarte puternic, respect foarte mult, adică n-am nimic personal cu el, doar o luptă și cam asta e. Îți mai dorești o revenire în cușcă? Dacă îmi doresc o revenire... dacă tot vine cu provocările astea, că am atâția fini, cum a văzut Pacherul, că are doi fini, și eu acum am doi fini, și ce-ar fi o luptă între nași, între Moldean și Moldomean? Nu știu ce-ar fi. Chiar mi-aș dori meciul. Ok, am înțeles. Poți să-mi spui, te rog, am văzut la un moment dat că ai vrut să dai câteva low kick-uri. Ai vrut să continui lupta la sol sau ai vrut să o duci în picioare? N-am vrut să mă duc la sol, că am zis că dacă nici adversarul nu vrea la sol, să nu ne ducem cu iubirea pe jos, am zis că facem în picioare, dacă... Ok, îți mulțumesc din suflet.